Bun găsit, doamnelor și domnilor, a 13-a ediție Matricea, cu noroc, zic eu, continuăm discuția de data trecută despre rețeaua profesioniștilor, despre calitățile pe care un politician trebuie să le aibă. Domnilor, bun găsit la 13-a ediție, va fi cu noroc, domnule profesor Colceag? Păi numărul 13, nu știu cine a scornit că era cu ghinion romani, știu că este cel mai norocos număr. Deci avem noroc. Dane, tu ce zici? Avem noroc sau nu? Sigur, avem inspirație și după asta restul e lucrare divină. Da, exact. Mă simt inspirat astăzi, doamnelor și domnilor, pentru că avem un subiect foarte important de discutat. Dezvoltăm această idee a rețelei profesioniștilor și cum am discutat-o, în particular cu cei doi domni, are o structură foarte interesantă. Domnule Colceag, haideți să începem discuția despre această rețea a profesioniștilor și de ce este necesară. Rețea profesioniștilor a plecat de la modelul de țară. Eu am făcut un astfel de model de țară cu 10-15 ani înainte. Au venit tot felul de partide politice, dar nu au înțeles nimic din modelul de țară, pentru că era o chestie foarte științifică. Și nu erau profesioniști în știință. Dar tot s-a lăudat că l-au. Dar în acest model mă apăreau cam 600 de programe care pot ridica țara din toate punctele de vedere. Unul dintre ele a trebuit să-l validez prin experiment și am ajuns la legea educației care acum e în Parlament. Și la programele ARCA Education Center, pe care vi l-am mai pomenit și sunt privat de ocupație făcute. La rețea profesioniștilor tot timpul te împiedici de două lucruri, condiții și nevoi. Când pui condițiile și nevoile împreună, cauți și găsești programul care reușește să folosească resursele și condițiile pentru acoperirea nevoilor. E aparent un lucru foarte simplu, să reușești să pui lucrurile cap la cap. E o mică chestie relativ de bun simț, dar între timp am făcut-o să meargă și științific, adică analiza respectivă îți dă detaliile. Și plecând de la resurse și plecând de la nevoi, resurse și condiții și nevoi, poți determina cu relativă ușurință, printr-un analiză pe o logică diversă, de cele obișnuite, care sunt etapele, cum se desfășoară. Și asta puteți vedea, că sunteți curioși să vedeți, vă duceți pe Human Knowledge Research and Development Institute, pe care l-am creat și pe care îl conduc, și căutați cursul Arta de a gândi. Oamenii au învățat să facă proiecte. Punând cap la cap lucrurile, iese toată logica proiectelor. Unii dintre ei chiar le fac. Alții, până când se rumegă toată informația respectivă, durează, dar tot vor să le facă și le fac. Am experiența multor proiecte care deja sunt în vigoare în clipa de față. Rețeaua profesioniștilor dezvoltă profesionalismul și puterea de gândire. Apropo de cursanți, la unul dintre cursuri am luat valoarea IQ-ului a celor care au intrat și după 2 ani de zile de curs, valoarea IQ-ului final. A fost o creștere de 20-30 de unități. Suntem foarte bine. Cu alte cuvinte, gândirea umană explodează. Se dezvoltă, apar orizonturile, apar gând. Harta mentală se îmbogățește, exact ce spuneam anterior. Rețeaua profesioniștilor, în momentul actual, este soluția mare. Și la noi și în restul lumii. Pentru că contrabalansează dezechilibrele apărute. Am discutat despre paranoia conducerii. Vă dați seama cât e de periculoasă paranoia conducerii în clipa în care ai tiranie și când ai votul pe viață,
când șeful, care poate fi genial, o ia razna și nu mai poți opri, pentru că tot sistemul piramidal de dedesubt se supune și se aruncă în aer dacă e nevoie. Dacă ne uităm un pic la spectrul actual al conflictelor și al tensiunilor și al dezastrelor și al crizelor care ne așteaptă în curând și toate previziunile făcute de tot soiul de forumuri, nu vedem nimic frumos în față. Pentru că oamenii au construit crizele. Le-au cerut, le-au proiectat, le-au construit, se bucură de ele ca să capete profit. Ne întoarcem din nou la vechea paradigma. E foarte problematic viitorul. Dacă noi nu reușim să schimbăm paradigma, paradigma nu se poate face prin oameni comuni, se face prin profesioniști. De fiecare dată, orice schimbare în paradigmă se face prin profesioniști. Dan, de ce este necesară această platformă a profesioniștilor? Este necesară pentru a avea o perspectivă dezinteresată și coerentă asupra priorităților de țară. Este necesară pentru a găsi soluțiile dezinteresate, soluții pentru binele comun al țării. De aceea spun că această platformă de profesioniști poate veni în întâmpinarea celor factorilor executivi printr-un plan bine pus la punct, printr-un proiect de țară pe termen scurt și mediu, astfel încât să nu mai avem confuzii. Astfel încât cei care vin la conducere, indiferent cine ar fi ei, normal, votați ca reprezentanți ai mulțimii, să nu aibă o altă preocupare decât punerea în aplicare a acestui plan de țară propus de către rețeaua de profesioniști. Da, dar uite-te, domnul profesor Colceag lucrează la aceste planuri, la aceste, în domeniul educației și s-a lovit, nu domnule profesor, v-a lovit de refuzuri repetate. Dacă nu repetate, greu s-au implementat lucrurile pe care le-ați propus. Ce părere ai de acei, ce politicieni trebuie să avem, Dane, care să accepte aceste idei? Nu cred că politicienii au foarte multe defecte, dar există un numitor comun. Și anume, depinde votul cetățeanului de democrație reprezentativă. Cred că ceea ce trebuie să facem în rețeaua de profesioniști este să fim transparenți față de cetățeni. Această includere de membri. Fiecare român poate deveni membru. Oamenii trebuie să fie informați. Și în măsura în care noi propunem un plan coerent și bine pus la punct, el nu poate decât să găsească aderență în rândul populației. Și astfel există acest plan de țară în măsura căruia sunt votați politicienii, împreună cu anumite reguli, demisia în alb, una dintre ele, în măsura în care deraiez de la planul de țară. Eu cred că nu există politician care să nu respecte regulile jocului în acel moment. Pentru că în secunda 2 îi se activează demisia și nu, își pierde cariera politică pe loc. Asta este ceea ce mi-aș dori și nu cred că este foarte greu de realizat. Însă, într-adevăr, cred că este nevoie. Sunt două soluții pentru problema asta. Una este un referendum organizat la nivel național, poate de asociații neguvernamentale, o soluție mult mai dificil de realizat, recunosc. Un referendum care să presupună o schimbare și a felului în care politicienii activează, mă refer la aceste demisii în alb, și un referendum care să
lămurească rolul profesioniștilor în viața obștii. Însă, soluția mai simplă este să găsim un prim-ministru care să aibă disciplina și dorința de a asculta. Foarte interesantă ideea. Mă scuzați, domnul profesor, o secundă să creionez puțin schema acestei rețele a profesioniștilor. Ea va fi formată din acei conducători de proiect pe fiecare disciplină, că vorbim de economie, de finanțe, că vorbim despre educație sau despre orice domeniu, vor fi coordonatori de proiect, profesioniști în domeniu și acei consilieri, oameni care sunt aleși români din diaspora sau din România, care vor avea ședințe, nu știu, săptămânale, la două săptămâni, se vor întâlni și aceste ședințe și propuneri și agenda de lucru a acestor comisii va fi făcută publică. Deci oamenii vor putea vedea despre ce e vorba și participa, bineînțeles înscriindu-se ca membri, vor putea participa în aceste discuții și propune lucruri constructive. Da, domnule profesor, ați vrut să completați ceva, vă rog. Mă gândeam, m-a pus acum în pantofii unui politician care nu e profesionist și care a intrat în Parlament cumpărându-și votul sau locul. Sunt multe exemple de tipul acesta, pentru că știe că dacă are o poziție înaltă, va putea mai departe să-și facă afacerile proprii care îl vor găți până la cer și așa mai departe. El se întâlnește cu diverse probleme de care n-a fost conștient înainte, pentru care nu este pregătit. El n-a venit cu un proiect personal ca să facă ceva, el a vrut să ocupe poziția. De momentul în care vede că e depășit de situație, fie el politician, fie el ministru sau altceva, știe că are mandatul scurt și primul lucru pe care îl va face este să își protejeze investiția. Că el a investit nu știu câți bani ca să ocupe locul respectiv. Și cum poate proteja investiția respectivă, intrând în combinații mai complicate care aduc foarte mulți bani. Evident că el nu se va mai ocupa deloc de ceea ce a promis că va face. Că asta înseamnă corupție, înseamnă o grămadă de procese de astea nepopulare și care îl vor dărâma la un moment dat. Dar îi spune, nu mai-mi pasă. Și dacă fac 3 ani de pușcărie, m-am făcut milioane de dolari sau de euro, sunt bine puși acolo, la un moment dat o să scap și eu nu o să trăiesc ca un rege. Deci este împotriva țelului. El n-a reprezentat pe nimeni. Nu știu, nu mă pricep, mă înconjor de oameni care de asemenea nu știu și nu se pricep, dar ei semnează și eu mă acopăr urmele. Deci nu eu am semnat ultimul, au semnat ei înainte, pentru că am pus niște oameni de gradul 2, 3, 5, care nu sunt nici ei specialiști. Și te pomenești în situația în care se află, de exemplu, acum Ministerul Educației, unde nu există niciun pedagog. Poți să ai un minister în care iei decizii pentru sistemul de învățământ și nu ai un singur pedagog pe care să-l asculți? Vorbi serios? Serios. Doar dacă am apărut un pedagog între timp. Dacă m-am uitat ultima oară, nu era niciun. Deci, vedeți, asta înseamnă când ești slab, te înconjori de oameni slabi. Când ești o minte luminată, te înconjori de oameni luminați. Dacă ești slab și ești pus într-o poziție puternică, gândiți-vă, apropo, vorbim și semnă înainte despre teorema lui Pitagora și despre numere. Dacă, tot din vechea matematică antică, dacă ai un tip pozitiv, dar subunitar și îl ridici la putere, el își va micșora valoarea. Dacă este supraunitar și îl ridici la putere, el își va mări valoarea. Dacă este negativ și subunitar și îl ridici la putere, el va fi absolut fluctuant, își va schimba semnul, va face când bune, când rele, dar mici. Chestii mici. Dacă este subunitar, supraunitar, pardon, și negativ și ridici la putere, va face și bune și rele, dar valoarea lor va fi foarte mare.
Ia gândiți-vă acum că vorbeam de Bill Gates. E categoric, Bill Gates e foarte inteligent, nu este deloc un prost. Dar nu știu cât este de stabil psihic. Din cauza nu, asta, el este Bill Gates este un supraunitar negativ ridicat la putere impară. Da, mă rog, asta e clar. Face lucruri negative în permanență. Deși, aparent, făcea și lucruri pozitive înainte. Acum, puterea corupe, puterea absolută corupe absolut. Ne spuneam înainte că noi trebuie să avem controlul activității mentale a celor pe care ești la putere. Că dacă ei s-au șublezit, că puterea corupe, nu numai corupe, epuizează. Îți ieși din pepe, nu mai ești tu. Ridicarea scaunului sus, foarte sus, te amețește. Și asta se întâmplă cu toți politicienii care sunt la putere, sunt miniștrii sau cu generalii din armate. Devine extrem de riscant. Care ar fi factorii pe care noi trebuie să-i selectăm de la început, în clipa în care mergem pe democrația reprezentativă? Ce au făcut înainte? Dacă au făcut lucruri bune sau nu? A doua, factorul de inteligență, sunt suficient de inteligenți ca să rezolvă problemele. A treia, sunt destul de stabil mental. Pentru că am avut destule exemple în istoria noastră, recentă și mai veche, de oameni instabil mental, care erau la putere și care au dat totul peste cap și etc. E valabil pentru toate țările, nu numai pentru România sau pentru America. Democrația reprezentativă, dacă nu are rețea de profesioniști în spate, riscă să degenereze îngrozitor de tare. Noi acum vedem evenimentele din toată lumea. Nu există loc din lumea asta în care lucrurile să meargă bine. Mai este un aspect, domnule profesor. În măsura în care ai lideri politici incompetenți, chiar și cu rețea de profesioniști în spate, ei generează incompetență sub ei. Și aici mă refer la ceea ce observăm în România, în rândul angajaților la stat, care de cel mai multe ori nu sunt angajați pe criterii de performanță, nu sunt promovați pe criterii de performanță. Meritocrația e aproape inexistentă în sistemul de stat, unde serviciile sunt revenite pentru stabilitatea și mai nou generozitatea salarială. Am constatat în țară, România este țara cu creșterea cea mai mare a nivelului salarial la stat în ultimii 10 ani din Europa. În România sunt angajați la stat, în ultima oară când am verificat, 1.200.000, cred că mai mult, din totalul forței de muncă, de aproape 5 milioane. Mi se pare un număr uriaș, mare. Deci este un stat gras, un stat. Și m-am uitat în multe ministere, în multe segmente ale statului. Angajații sunt de cele mai multe ori incompetenți și ignoranți. Foarte corectă afirmația. Asta este o foarte mare problemă. Pentru ei, rețeaua profesioniștilor va însemna un pericol. Dar, pe de altă parte, pericolul ăsta ni-l asumăm. Noi nu putem salva țara decât dacă suntem sprijiniți, în primul rând, să o schimbăm. Și o salvăm. Aici cred că este secretul, mă scuzați că vă întrerup, însă apropo de rețeaua profesioniștilor, aici cred că este secretul, vizibilitatea. Noi putem pune împreună o rețea de profesioniști, putem să o expunem publicului larg și mi-aș dori să facem un efort, așa cum sugera și Lucian, spre transparență și acumularea de cât mai mulți membri în publicul larg, în societatea civilă, pentru că principiul acestei platforme de profesioniști este transparența și comunicarea cu societatea civilă. Pentru că noi putem spune, așa cum a spus domnule profesor, putem spune, am observat aici un nivel de incompetență îngrozitor, am observat corupție. Ideea este să fie auzit. Sigur, e foarte corect ce spuneți. Acum, mă uitam la povestea cu COVID-ul. Apar în permanență în toată lumea specialiști reali care își spun părerea despre această pandemie și de modul în care ea a fost gestionată sau rezolvată în diverse locuri. Dar
e plin internetul de aceste exemple. Nu ajung la decidenți, ar trebui să ajungă. De ce nu iau deciziile corecte? Asta trebuie să fie totuși un lucru, pentru că toată lumea e lovită de această incompetență, să fie un lucru care să genereze schimbare. Deci, ca să genereze schimbare, trebuie schimbată Constituția pentru referendum. Dacă referendumul nu mai trebuie să fie organizarea președinției a României sau așa mai departe, asta trebuie să fie în mâna oamenilor. Dacă ceva se opune rezolvării problemelor, pentru că avem un guvern corupt, pentru că avem nu știu ce, deci se pot întâmpla diverse scenarii. Profesioniștii trebuie să cheme ajutoare și atunci trebuie să schimbe bine lucrurile în direcția rezolvării problemelor. Dar de ce spuneți că e un pericol pentru cineva această rețea a profesioniștilor, domnule profesor? Pentru că eu cred... Incompetenții... Așa? Incompetenții se tem de competenți. Eu am avut o întâlnire cu un ministru secretar de stat de la educație care mi-a spus, domnul Colceac, chiar îți închipi că noi vom sprijini vreodată educarea copilor supradotați? Păi ce vrei, domnule, să ne ia nouă locul? Noi suntem niște oameni comuni și mediocri. Păi bine, dar mor într-o zi. Că nu sunt non-stop acolo, nu? Adică... Da, numai că acum oamenii care au abilități înalte sunt soluția. Profesioniștii care și-au dedicat viața unor idealuri și unor tehnologii și unor îndeplinirilor lucruri foarte dificile, ei sunt soluția. Ei pot aduce exact transformare de care nevoie ca să ieșim din crize. Aici, aici e toată povestea. Da, sunt total... Eu cred că... Te rog, Dani. Lucian, cred că referendumul în România, din păcate, nu mai are o mare... utilitate în niciun plan de schimbare. Noi am văzut referendumuri în care s-au cerut reducerea numărului politicienilor, da. Referendumuri nerespectate. Și de ce nu funcționează lucrul ăsta? Adică de ce nu s-a respectat? Nu vreau să comentez, am să-l las pe domn profesor să poate să extindă pe această temă, să vreau să adaug un fapt care eu cred că e important. Această rețea de profesioniști transparentă trebuie să vorbească publicului larg, trebuie să vorbească societății civile. Ușor, în măsura în care câștigă aderență, această societate de profesioniști, platformă de profesioniști, poate apoi propune din rândul societății civile acei politicieni care se pliază din punct de vedere al IQ-ului, din punct de vedere al structurii morale, intelectuale, pe criteriile platformei profesioniștilor. Și doar așa, ușor putem schimba mentalități. Altfel, cred, în sistemul actual, din păcate în România, la nivel politic există o nesimțire și o ignoranță vecină cu nebunia despre care vorbea Eminescu. Deci este foarte greu să schimbăm ceva în peisajul contemporan așa cum este el acum. Da, mă refer la jocul politic. În idealismul meu, eu mi-aș fi închipuit această și mi-închipuie această platformă a profesioniștilor ca fiind un pol de competență a românilor. Da? Strâns într-un singur loc cu propuneri concrete și corecte și viabile pentru țara noastră, da? Un loc în care inventatorii vin cu niște soluții care pot scăpa, așa cum zicea domnul profesor, chiar lumea întreagă de anumite crize în care suntem băgați și vorbim de mediu, da? Domnul Horneț cu centralele lui de piroliză și toate acestea, și îl vom invita pe domnul Horneț în această emisiune, în emisiunea viitoare, îmi cer scuze, ca să discute despre acest lucru. Și până la urma urmei văd din discuțiile cu dumneavoastră, domnule profesor Colcea, care sunteți trecut prin aceste furci caudine politice în România, văd că lumea, cei de la vârf, se tem de o asemenea inițiativă care, din punctul meu de vedere, este în folosul tuturor. E adevărat. Vedeți, aici intervin și alte forțe, intervin serviciile, intervin tot soiul de blaturi făcute între rețele, e complicat.
le vine greu să cedeze ceva, pentru că pot fi luați la întrebări, pică unul, pică alții. Dacă ajunge ca proces la Nuremberg, nu o să fie comod pentru ei, nici pentru noi. Când a fost cu nazismul și judecarea nazismului, de pildă, au fost lăsați în pace, nu au fost întrebați de sănătate, niciunul dintre tehnocrații nazismului, niciunul dintre salariații ministerelor. Pentru că ei știau istoria, știau dosarele, știau toate alea. Dacă ăștia ar fi fost băgați la pușcărie, pica economia. Deci s-a mai întâmplat ceva de genul ăsta în Coreea de Sud, la începuturi, când au fost arestați politicienii și băgați la pușcărie. Sunt cei care sunt de ani de zile în funcții, în ministere și în toate aceste organizații de stat. Sunt oameni care sunt directori de, nu știu, cabinete, direcțiuni și ce au acolo, care sunt de zeci de ani în funcții. Și poate să vină ce ministru vrei tu, de fapt, oamenii care sunt de zeci de ani știu tot ce mișcă acolo și, de fapt, ei conduc ostilitățile, să zic așa. Este adevărat acest lucru? Da, e adevărat. E foarte adevărat. Mi-aduc aminte de Nea Florică de la Ministerul Educației, care acum e pensionar, e foarte bătrân. El știa fiecare achiziție, fiecare scaun cumpărat, când a fost, ce s-a întâmplat. Deci, de zeci de ani de istorie a Ministerului Educației erau toate în mintea lui Nea Florică. Ceilalți s-au schimbat, au venit, au plecat, Nea Florică era veșnic acolo. Păi să-l căutăm pe Nea Florică, să-l reactivăm dacă știa atât de multe. Glumesc. Dacă mai trăiește, chiar destul de vârstă. Da. Deci, vedeți, noi trebuie să ne referim și la oamenii cu competențe înalte de acum și de la cei care vin din trecut. Sunt foarte mulți oameni cu o expertiză colosală de înaltă, care au venit de regimurile vechi. Medici, de exemplu, sau care ies în față în clipa asta, că au trecut prin pandemii, au știut să le rezolve, pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Nu există baza de date. Rețeaua profesioniștilor va cultiva o bază de date în care știi pe cine să întrebi pentru o soluție. Mi-aduc aminte de un episod interesant. Era pe vremea lui Băsescu, când Dunărea a ieșit din matcă din cauza pulurilor abundente și era gata să se rupă o poartă de la canalul Dunărea Marea Neagră, o ecluză. A venit un neacostică, a venit Băsescu cu inginerii, cu toți, cum facem să rezolvăm, nu știa nimeni. Neacostică s-a ajuns la știu de inginerii lui Băsescu știau doar inginerii financiare, la astea cu marea nu se pricepea. Da. Dar omul a rotit o rotiță de acolo și s-au deschis recluzele și a scăpat canalul. Deci ei sunt profesioniști. Profesionistul nu înseamnă că este neapărat cu o competență înaltă peste tot. El poate fi un profesionist, o pătrățică mică, dar esențială, cum s-a întâmplat. Da, dar nu le știm noi pe toate, nu ne pricepem noi la politică, la fotbal, la tot ce... Nu, adică, aia e problemă. Asta e o problemă mare. Asta e, și... da. Asta e povestea cu politicienii care nu știu nimic și se pricep la de toate. Exact. Și iau pe urmă măsuri care pică exact ca un loc în perete, bun, sau mult mai rău. Păi, acum înțeleg, domnule profesor, de ce prim-ministrul României, Ludovic Orban, apare acum câteva săptămâni în public și spune că în 3 ani el prevede digitalizarea totală a învățământului românesc și învățământul pe tabletă, deci el este un mare fan al învățământului online. Pentru că nu există un pedagog în Ministerul Educației, probabil așa cum ați spus dumneavoastră. Ei săraci se află vorbind în necunoștință de cauză, probabil n-au nicio altă perspectivă acolo și spun și ei ce înțeleg, săraci. Ok, acum vedeți, eu nu vreau să dau cu bâta în capul nimănui, nici măcar a
premierului Orban, care pare fi un om drăguț și simpatic în cadrul lui social. Problema totdeauna este complexă. În momentul actual sunt atât de mulți factori care se vectorizează și care creează efecte neașteptate și inacceptabile în final, încât e foarte greu să-i judeci pe cei care iau decizii, dar poți să-i judeci că n-au întrebat pe profesioniști. Asta este un lucru foarte important. Mă referam la faptul că în teren, domnule profesor, România are foarte multe școli care au unități sanitare în curte. Deci se ripune problema acum de învățământ pe tabletă și învățământ online, în contextul în care noi n-am reușit să punem la punct o infrastructură de bază, mi se pare așa, ridicol, nu? E adevărat, sub finanțarea și așa mai departe. Profesorii aduși cumva numai pentru salarii, fără să aibă competențe, fără să aibă calități, fără să aibă nimic, angajați ca să umple locul. V-am povestit, mi se pare, povestea cu profesorul de sport care fusese boxer înainte și care a fost angajat într-o școală la plata cu ora și care și-a completat catedra lui de sport cu franceză, cu filozofie, mă rog, încă vreo 4 materii, cu geografie, acolo cu catedra. El fiind totalmente nevinovat în domeniul. Da. Sigur. Cred că m-am povestit Băi, Luciane, cu un pumn bine aplicat înveți și franceza și engleza și tot. Da? Păi îți dai seama, boxerul la noi, cum să-l contrazici? Da. Și cazul unui liceu din România, nu spun unde, care a raportat la BAC că a realizat procentul de 50% care au luat la BAC. De fapt, au fost doi elevi care au dat la BAC. Unul a luat și altul a picat. Deci a raportat. Corect. Sigur, băi, dacă ne vorbim de statistici, nu? Așa. Da, exact. E bine, profesioniștii stau grav, și se uită. Mai grav ar fi fost, domnule profesor, să avem 300% promovabilitate la BAC, pentru că au dat doar 2, dar au luat 6. E bine, s-ar putea să fie întâmplat așa ceva. E ca la COVID, e ca la COVID, știi? Cu raportările da. La COVID, așa și cu... E, aici e problema mare, când ai date false. În economie există un principiu foarte interesant. În contabilitate managerială, mai precis. Spune așa că orice firmă, orice țară, orice, nu contează ce, funcționează dacă nu se fac relații pe orizontală între cei care se cunosc și nu se raportează fals la vârf. Acum, relație orizontală, pile și așa mai departe, cunoștințe, relații, se practică în mediul politic foarte mult, peste tot. Acum, judecând științific problema, raportele false la vârf le vedem acum, permanent. Eu nu pot să-l judec pe Orban dacă vine cu niște raportări pe care nu s-o pute de el, de fapt. Le-a primit raportările false din teritoriu. Vedeți? Aici e povestea. Dacă n-ai o rețea de profesioniști care să intervină, să spună nu-i bine, realitatea e alta. Din fericire se dezvoltă rețea de profesioniști în România. Și sper că se va dezvolta și în diaspora. E esențial. Da, lucrăm la asta, domnule profesor, da. Și vom uni vom fuziona aceste platforme, pentru că este, zic eu, cea mai bună soluție. Ne întoarcem exact în același moment și în același punct. E nevoie de specialiști care să cunoască atât de bine domeniile, da? Încât să poate aduce soluțiile corecte. Da? Pentru alții era o camarilă.
care îi sprijinea pe rege sau pe împărat. Camarila respectivă era politică, dar era formată din oameni care știau ce fac. Pentru că dacă ei erau slabi și pica regele, ei erau terminați. Și atunci credeți că un politician optim și deschis la aceste inițiative ale profesioniștilor trebuie să fie tot un profesionist? Este una dintre marile probleme și speranțe. Dacă noi am ridica nivelul de profesionalism al celui care a ajuns în politică și el ar deveni responsabil și înțelegând că va fi judecat de cei care l-au ținut în viață și l-au pus în vârf. Dar asta a devenit o soluție foarte importantă. Nimeni nu vrea să ajungă rege sau să ajungă ministru, prim-ministru, șef al nu știu ce camere sau așa mai departe. Răspunderea este îngrozitor de mare. Știi că nu poți face nimic dacă nu ești sprijinit de profesioniști. Și până la urma urmei ajungem la Parlament, domnule profesor, nu? Pentru că orice inițiativă care vine de la guvern, nu? Trebuie trecută prin Parlament sau, mă rog, votată, da, prin lege. Și dacă, indiferent că noi avem o rețea a profesioniștilor și, să zicem, o clasă politică care până la urmă e de acord cu acest lucru, ne lovim de Parlament și de votul în Parlament. Aș vrea să ne uităm un pic la Parlamentul Noii Zeelande. Dacă vă uitați la CV-urile parlamentarilor din Noua Zeelandă, veți constata că toți au făcut mari universități, că toți au doctorate, că sunt niște oameni cu inteligență verificată, da? Și cu abilități care au fost antrenate. Deci sunt profesioniști, îmi pare rău. Ați auzit ceva despre Noua Zeelandă? Apropo de COVID și de altele? Da, am auzit că n-au avut timp de nu știu câte zile niciun caz și că păi sunt... Luciane... Nu. Aș vrea să rectific puțin. Eu cred că în Noua Zeelandă acum se întâmplă abuzuri mari și nu știu exact de ce, pentru că tocmai, cum zicea domnul profesor, avem acolo oameni care par a fi profesioniști, însă ei au impus un lockdown sever, un arest la domiciliu și un arest al economiei absolut. Au avut 102 zile fără virus, închizând granițele și închizând economia, iar acum recent au apărut câteva cazuri și au închis din nou economia. Mie mi se pare o demență vecină cu schizofrenia. Deci nu înțeleg ce anume îi îndeamnă la asemenea derapaj în contextul în care, încă o dată, acolo sunt oameni care par a fi foarte buni profesioniști, și însă este frapant atitudinea lor, trebuie să recunosc, și nu mi-o pot explica. E o analiză foarte importantă și interesantă. Acum să vedem măsurile luate. Suedia, de exemplu, Suedia este legalitate, nu? Da. Suedia este legalitatea. Acolo s-a făcut imunizarea naturală. Oamenii au fost lăsați să se îmbolnăvească, se contamineze, le-a trecut și au revenit și așa mai departe. Deci, vedeți, contează enorm și sistemul de guvernământ. Aici sunt tot într-o zonă de o mare, mare delicatețe în luarea de măsuri în caz de urgență și de crize. Problema mare este că dacă într-o țară s-a folosit un sistem care a funcționat, el trebuie să fie testat și în alte țări. Apropo de Horneț, când o să vină în emisiune să vă vorbească și despre eleoil, uleiurile esențiale care reușesc să atenueze și până la urmă să vindece virozele. Sunt două inițiative pe care noi le avem în România și care s-au dovedit a fi foarte bune, foarte utile. Mai este o formulă homeopatică,
scoasă de un homeopat foarte rafinat și foarte bine știutor al domeniului, care protejează oamenii ca să nu se îmbolnăvească. Cei care au luat aceste remedii homeopatice nu s-au îmbolnăvit. Deci, astea sunt experiențe care pot fi date mai departe. Dar modul de administrare a problemelor cer anumite calități speciale. Da, domnule profesor, dar vedeți, în cazul Noii Zeelande, apropo de managementul crizelor, avem de-a face cu o elită profesionistă care rezolvă o criză înlocuindu-o cu o criză și mai mare. Adică eu n-am văzut nicăieri în lume încă o discuție coerentă despre crizele create prin încercarea soluționării așa zisei crize COVID. Crize create în domeniul sanitar, cu oameni care nu mai au acces la tratament, crize create în domeniul educațional, cu copii care suferă depresii crunte și cu rata sinuciderilor care escaladează așteptările și predicțiile statistice din trecut, crize în orice alt domeniu social, ele nu sunt cuantificate. De fapt, ce fel de management de crize este ăsta în care tu rezolvi sau pretinzi că rezolvi o situație mai bine sau mai puțin bine înțeleasă, producând crize uriașe în loc? E, aici e o întrebare foarte utilă și foarte bună. Crizele se înmulțesc la fel ca animalele. Două crize generează pe a treia. Și pe urmă, deci nu o singură criză. Una trece cum trece, e măsuri și se dezvoltă. Dar două crize care merg consecutiv generează o treia care e foarte mare. Hai să ne uităm acum la scenariul posibil în care criza economică produsă de COVID rămâne cu încă o pandemie care a apărut recent. Dar criza economică n-a mai permis producerea de bunuri, s-au consumat și banii, așa mai departe. Țara respectivă e datoare vândută unde celor care manevrează banii, la Fondul Monetar Internațional, de exemplu. Și nu mai poate să-și revină, pentru că oamenii ținuți în carantină și-au pierdut vitalitatea și-au pierdut imaginația și în mod de frică. Deci, criza fricii. Punem criza fricii și criza educației și atunci le va fi frică să mai învețe. Deci, derivatele crizelor produse când sunt câte două crize odată sau trei crize sau mai multe, sunt de necontrolat. Încercările de control actuale se pot fructifica numai dacă apelezi la teoriile complexității. Nu mai merg liniar. E o foarte mare problemă. Datele despre Noua Zeelandă pe care le aveam eu sunt de acum 10 ani. Nu știu ce fel de politicieni au în clipa de față. Nu mai știu că sunt de profesionalizați. Dar, vedeți, e atât de sensibilă problema încât dacă îți lipsește un om capabil, care are ideile coerente, cum sunt inventatorii, ei au studiat foarte mult problema până când au ajuns la invenție. Nu vă închipuiți ce efortul se face. Ajung în groapa neagră când nu mai au bani, își vând casa, își vând mașina, ca să facă invenția, să o finalizeze, ca să scoată prototipul. E o dramă. Scot un prototip pe care nu le-am seamă, ceilalți nu-l finanțează, nu ies cu el la suprafață, neînțelegând de fapt că ăla rezolvă probleme multe. De fapt, nu interesează rezolvarea. Ei sunt stăpâni pe banii, la fel ca banul și politica și puterea, am spus. E paranoia banului, paranoia puterii, paranoia politicii. Din cauza asta, cei care au soluții, care sunt inventatorii, care sunt oameni inteligenți și pasionați, care au mers într-o direcție, nu neapărat inventatorii, pot fi profesioniști în orice domeniu. În domeniul juridic, în domeniul sanitar, în orice domeniu, nu există domeniu în care să nu poată să implice. Nu există. Oricare din schimbarea de sistem în prima care e înțepenită nu se poate face cu oameni comuni. Pentru că eu nu știu ce să fac. Trebuie oameni care au studiat problema foarte mult ca să găsească o soluție. Soluțiile nu cresc pe oriunde. Sunt investiții mari, sufletești și mentale ca să poți să rezolvi o problemă.
Apropo de teorema lui Pitagora. Da? Deci ceea ce propunem, doamnelor și domnilor, este o platformă transparentă în care toți avem vizibilitate, păreri, opinii și sugestii. Nu vor exista conducători. Nu vor exista, vor exista lideri, în schimb. Lideri care știu să aducă aproape oamenii și care construiesc împreună ceva bun pentru noi toți. De aceea am spus că în această platformă va fi un lider, conducător de proiect și consilieri și dumneavoastră toți care aveți acces la această platformă și puteți propune lucruri bune și pozitive. Cred că transparența este principalul motor care trebuie să funcționeze de astăzi înainte. Pentru că a existat și există un studiu făcut în România, 80% din populația României și cred că este valabil cam în toate țările, s-au săturat de politicieni și s-au săturat de îndatorarea copiilor lor. Pentru că în acest moment, și este o întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor Colceag, toate țările au datorii. Miliarde. America, China, România. Domnule profesor, către cine au aceste datorii toate aceste țări, domnule profesor? Către cei care vând datorii. Datoriile se vând și se cumpără. Dacă vă uitați odată într-un protocol al Fondului Monetar Internațional față de alte țări, acolo scrie foarte clar, foarte limpede, dacă țara nu-și mai poate plăti datoriile față de Fondul Internațional, atunci va aparține Fondului Monetar Internațional. Va aparține, va putea fi vândută, cumpărată. Deci, jocul datoriilor e foarte interesant pentru că se face din nimic. Fondul Monetar Internațional n-a produs în viața lui un creion. N-a făcut nimic. Iar banii care au venit la Fondul Internațional sunt bani donați la început de către țări ca să rezolve, să fie derulați după al doilea război mondial, pentru programele de recuperare și refacere și revenire la normalitate. După care s-au băgat dobânzi foarte mari la aceste datorii și a tot rulat sistemul până când în acest moment Fondul Monetar Internațional a îndatorat întreaga lume. Și dacă te uiți la Fondul Monetar Internațional, e format dintr-un număr de oameni în vârstă, care nu se gândesc decât la bani, cum pot să-i mulțească, niciodată nu se găsesc, se gândesc la cum pot să fie folosiți pentru a salva planeta, umanitatea, economia, oprirea crizelor. De ce? Pentru că nu intră pe harta lor mentală. De ce nu intră? Pentru că nu e scris nicăieri. Nu e fișa lor de post. Vedeți? Ne întoarcem din nou la harta mentală. De ce ministerul X sau ministerul Y merge prost? Pentru că pe fișa de post a funcționarilor din minister nu scrie cum să facă să meargă bine. Totul e făcut să meargă prost. Pentru că planurile inițiale de structurare a ministerului X sau Y au fost făcute ca să subjuge, nu ca să rezolve. Trebuie să mergi la rătăcini ca să studiezi problema, să o înțelegi. Dar fără o rețea de profesioniști care să facă toate aceste analize, n-ai cum să ajungi la rătăcini. E nevoie de o reformă structurală inteligentă, delicată, nu violentă. Noi nu mai suportăm încă un război. Planeta moare dacă mai avem încă un război mondial. Acum e momentul rațiunii. Momentul sufletului, momentul intuiției, momentul gândirii profunde. Cred că răspunsul la întrebările pe care toți le căutăm, doamnelor și domnilor, stă în acest dicton folosit foarte des în Statele Unite. Follow the money.
Și atunci, dacă vorbim de acest reset după COVID, vom vedea că tot ceea ce se propune în domeniul tehnologiei, al inteligenței artificiale și în tot ceea ce va urma după acest reset pe care World Economic Forum îl trâmbițează în continuu, duce către îmbogățirea mai mare a actualelor companii, cum ar fi Google, Microsoft, Amazon. Deci în momentul ăsta, Amazon este concentrat pe a cumpăra mall-uri și de a le umple cu produsele Amazon, în care dronele vor căra tot ce trebuie. Ei vor face livrarea de pachete sau alimente prin drone, pentru că trebuie să se respecte acest lockdown, această carantină în urma COVID-ului. Și dacă cineva, pe viitor, când nu va mai fi pandemie, vrea să intre într-un magazin, nu va exista niciun vânzător, nu va exista niciun om acolo, intri și cu cardul tău de Amazon Prime, intri acolo, ții ce vrei și când ieși, bipuie și îți încasează banii. Sunt adeptul tehnologiei, iubesc tehnologia, mă folosesc de ea în această clipă, vorbind cu dumneavoastră. Dar cred că limitarea libertăților umane în beneficiul unor corporații care sunt din ce în ce mai avide de îmbogățire. Am observat în acel World Economic Forum, în acea ședință a Forumului Mondial, pe un domn cu accent nemțesc, nici nu m-am chinuit să-i rețin numele, care povestea că trebuie să existe o colaborare directă între corporații și societatea civilă și oameni. Că guvernele, uneori, stau în calea progresului. Și atunci concentrarea din momentul acela de reset va trebui să fie făcută pe relația directă dintre corporații și populație. Mi se pare cumplit acest scenariu și o să fac efortul de a lua acea conferință a World Economic Forum, a extrage lucrurile cele mai importante și a le titra și a le prezenta telespectatorilor. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să înțelegem că progresul, evoluția, este o cale firească pe care noi toți trebuie să o urmăm. Dar ceea ce se propune în momentul acesta este groaznic din punctul meu de vedere. Limitarea unor libertăți umane consacrate pentru niște corporații care, uitați-vă ce se întâmplă, da, Elon Musk lansează 40.000 de sateliți pentru că la un moment dat probabil internetul pe pământ va cădea cumva și el va rămâne în viață cumva, da, el va fi probabil singurul provider de internet. Toată partea de software, toate aplicațiile, dacă vă uitați la telefoanele mobile și când dați dumneavoastră acolo install și sunteți de acord, când citești acei termeni și condiții de la Google, că pot să facă ce vor din tine, să verifice ce vor, să facă public ce vor, să transmită acele, cum să vă spun, ceea ce vă doriți dumneavoastră, căutați un produs să-l cumpărați, da? Vă vor apărea numai reclame despre acele tipuri de produse și toată viața dumneavoastră este online. Și se vrea mai mult și mai mult și mai mult. Și fără să vreau să intru în teoria ale conspirației despre implementarea chipurilor și toate lucrurile acestea. Ok, poate chipurile sunt bune, că ne pierdem cardurile de credit, ne pierdem pașapoartele și să zicem că ar fi bune, da, să le avem în mână, să plătim cu el. Dar vin eu și vă întreb. Noi acum să zicem că avem chipuri și cuiva peste 10 ani nu-i va place ceea ce spunem noi în această emisiune. Știți ce vor putea să facă, nu? Să-l taie. Și toată viața ta s-a dus. Mă scuzați pentru această divagație. Nu, e foarte, foarte utilă, da. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Acum câțiva ani, Mohamed Yunus, care e laureat al Premiului Nobel pentru Pace, de fapt pentru Economie, cu Banca Grameen, a scris o carte în care arăta, demonstra negru pe alb, că la momentul ăla,
2% din oameni dețin 98% din banii planetei. Încă nu intervenise Fondul Monetar Internațional, care a venit cu ideea de a face inflație pe deflație. Adică băncile să producă banii, să nu mai conteze niciun fel banii din producție. Deci să se producă numai bani speculativi. Și în momentul în care a intervenit și treaba asta, s-au rătățit lucrurile. Băncile în clipa de față au puterea totală. Ele pot să facă orice doresc, pentru că restul oamenilor nu mai au mijloace. Când pui în calcul cum au scos acești bani, te duci la ecuațiile Black-Scholes, care au permis speculații financiare foarte bine fundamentate, în care unii și-au scos niște averi imense într-o zi sau două, câteva lovituri de bursă, și în care s-a format această elită financiară mondială, care n-au gândit ei lucrurile, au aplicat niște ecuații. Vedeți, ne depărtăm nu numai de natură, ne depărtăm de suflet, ne depărtăm de Dumnezeu. Ne depărtăm de noi înșine. Am ajuns să creăm zei falși. Acești zei falși puteau să piară în momentul în care, din lipsa de încredere, oamenii și-ar fi retras banii din bancă. Toți banii se duc la bănci, acolo sunt speculați, sunt înmulțiți de 10 ori în mod artificial, pentru că băncile se împrumută unele pe altele, dar consemnează că au bani împrumutați și dacă i-au dat mai departe, tot la ei sunt. Asta a generat criza financiară din America, din acum mai mulți ani, pe Lehman Brothers. Ați văzut ce se întâmplă cu economia în clipa respectivă. Pune mai multe crize împreună și nebunia asta cu criza financiară și nebunia cu COVID-ul și cu tehnologia și așa mai departe. Ce monstruozități o să iasă? O să iasă crize care nu mai au soluții de niciun fel. Mediul se distruge în timpul ăsta. Pentru că nu suntem deloc atenți la mediul natural, numai la jocurile noastre umane. Pe aici este, de fapt, observația, domnule profesor, că, vedeți, revin la Noua Zeelandă, în care se rezolvă, și în lume în general, în care se rezolvă o criză prin local, generând astfel alte crize. Cred că rezolvarea crizelor trebuie făcută în urma unei priviri de ansamblu. Chiar și criza ecologică. Vedem, în momentul în care îți propui să rezolvi problemele local, generezi la rând alte crize. Pentru rezolvarea și înțelegerea unei crize și înțelegerea unor măsuri de rezolvare trebuie o privire globală și pentru asta ai nevoie de oameni rotunzi. Ai nevoie de nu doar de specialiști de nișă, ci și de oameni cu perspectivă vizionare mai largă. Da. Da, e adevărat. Și ei sunt invitați să fie în rețeaua profesioniștilor. Ei vor fi în nucleu. Da, ei cei vor da mai departe învățături celorlalți. Vorbeam ieri cu Daniel, doamnelor și domnilor, despre soluții de finanțare pentru Arca TV și punerea în practică a tuturor acestor idei folositoare pentru toată lumea. Și am avut discuții, așa cum spuneam, cu diferiți oameni, care, mă rog, definiția lor concretă este sunt bogați. Aș invita pe toată lumea, înainte de a-și verifica bogăția, să se uite de fapt cui aparține acea bogăție. Sunt de acord că locuiți în case somptuoase, aveți mașini luxoase, dar gândiți-vă că nu dumneavoastră le dețineți, cu mici excepții. Le dețin acele bănci. Dumneavoastră aveți bogăția sufletească să puteți face ceva pentru țară, indiferent de unde sunteți. Bogăția, căutam pe Google odată, Dane,
Care e valoarea principală a Statelor Unite ale Americii? Banii. Pe primul loc, în Statele Unite ale Americii, valoarea umană, sau cum vrei tu să o iei, este dată de bani. Și până la urma urmei, acești bani foarte volatili și care, și aceste bunuri care, repet, nu ne aparțin pentru că sunt, nu, plătim rate la bănci și dacă, Doamne ferește, vreodată nu le mai putem plăti, vor fi luate. Deci, de aceea am făcut apel la acești oameni să înțeleagă că până la urma urmei, bogăția noastră ca neam stă în colaborare, stă în demararea acestor inițiative, bune, proaste, nu știu, haideți, veniți încoace și haideți să discutăm dacă sunt bune sau proaste. Dar din punctul meu de vedere, cel puțin în acest proiect, transparența va fi cuvântul de ordine în toate inițiativele pe care le facem și pe care ni le dorim să le facem. Daniel, ce părere ai despre asta? Pentru mine, rostul omului pe pământ este mântuirea. Mântuirea este un drum individual, însă ea se realizează prin primirea luminii și dăruirea luminii. Cu cât dăruiești mai mult, cu atâta te îmbogățești mai mult. Această dăruire poate fi făcută în context familial, contextul imediat social, dar și în implicarea în problemele neamului din care faci parte și chiar implicarea în rezolvarea problemelor speciei umane. Deci cred în acest rost și cred că dincolo de statutul financiar sau social al fiecăruia dintre noi, această întrebare se cere mereu prezentă în fața oglinzii. Ce am făcut pentru a ne câștiga mântuirea? Că ai adunat multe de bani, că ai cumpărat, eu știu, proprietăți. Întrebarea rămâne, ce ai făcut pentru a-ți câștiga mântuirea? Și măsura acestui răspuns poate fi cuantificată în diverse perspective. N-am să detaliez aici. Însă întrebarea rămâne importantă. Cum putem fi mai bogați, domnule profesor Colceac? Prin suflet, prin minte, prin a ajuta pe alții. Eu am avut o întâmplare când eram student. Eram foarte sărac ca student și rămâneam deseori fără bani pentru că cumpăram cărți. Trăiam din bursă, n-am vrut să dau meditații. La un moment dat am mers la facultate, la un examen și am întâlnit un bătrân care era mai flământ ca mine. Eu nu mâncasem de 10 zile, dar el era aproape mort de foame. Singura mea avere era un ceas de mână. Eu l-am luat și l-am dat și am spus, vin el ca să ții de mâncare. Am plecat la examen, nu mai știu dacă l-am luat sau nu l-am luat, am uitat treaba asta, dar din momentul ăla m-am simțit atât de detașat de problemele mărunte, cum era foamea mea, și m-am uitat la nevoile celorlalți. Eu cred că colaborarea și privirea la nevoile celorlalți e parte din mântuire. Asta mi-a deschis mintea. Din clipa aia am început să înțeleg lucrurile completamente altfel. Am uitat de egocentrism. Dacă ai grijă de tine, de ceilalți, de mediul natural, scap de frică, nu mai ești îngrijorat. Sunt învățăturile vechi. Rețeaua profesioniștilor trebuie să le scoată la suprafață, pentru că mergând pe educație, copiii trebuie să aibă învățare, învățături care nu înseamnă toceală, înseamnă înțelepciune. Mă simt cel mai bogat om, doamnelor și domnilor, dialogând cu acești doi oameni. Mă simt cel mai bogat om atunci când primesc mesaje de încurajare și de sprijin din partea dumneavoastră. Haideți să încercăm încă o dată, poate n-am încercat destul, să facem ca această rețea a profesioniștilor să ființeze. Pentru că eu cred că prin ea vom ființa și noi.
Vă doresc o zi sau o seară bună și chiar dacă simt o undă de tristețe acum spre finalul emisiunii, sunt foarte optimist și am încredere în tot ceea ce reprezentăm noi ca români.